În contextul globalizării și al mobilității forței de muncă, România a devenit o destinație atractivă pentru muncitorii străini din diverse colțuri ale lumii. Dar ce părere au românii despre aceștia? Un sondaj recent realizat prin interviuri stradale oferă o perspectivă interesantă asupra percepțiilor publicului larg. Răspunsurile românilor la întrebările despre prezența muncitorilor străini în țară sunt variate. În general, mulți consideră că aceștia aduc o contribuție pozitivă la economia națională, umplând golurile prin piața muncii în sectoare unde forța de muncă locală este insuficientă sau reticentă. Ce părere aveți despre străinii care vin să lucreze la noi în România? Nu știu cum să zic, dar ai noștri pleacă acolo și slugăresc pe toți. Și ei vin săraci aceia să câștige o pâine, că doar pentru asta vin. Probabil că și la ei sunt condiții mai grele de viață, ca la noi, ce dar, să zic. Dar credeți că acest lucru ajută la economia țării? Nu. Nu fac decât cei care au bani, patroni și de ea. Că așa s-ar mulțumi să ia pe ai noștri să muncească cu ai noștri. Că sunt destui tineri, destui care să muncească, bine, nici nu le prea place, ăsta e adevărul, tineretul nu muncește. În ceea ce privește politicile guvernamentale, românii sunt împărțiți. Unii cred că reglementările actuale sunt adecvate, în timp ce alții susțin necesitatea unor măsuri mai stricte pentru a controla fluxul de muncitori străini. Părere destul de negativă, pentru că nu este un salariu care te plătește prea bine pentru ce dai de zi cu zi, cum muncești. Dar consider că cei care vin să muncească la noi în țară străinii ajută la economia țării? Da. Percepțiile românilor despre străinii care vin să muncească în România sunt diverse și complexe, reflectând o gamă largă de opinii și experiențe personale. În timp ce unii văd această tendință ca pe o oportunitate economică și culturală, alții manifestă rezerve legate de integritatea socială și impactul asupra identității naționale. Este clar că discuția despre imigrația pentru muncă va continua să fie un subiect important pe agenda publică a României.